Dacă îl veți vedea în fața dumneavoastră după 3 ani de zile, ce veți face? Primul lucru pe care îl veți face când îl veți vedea pe Nicu? L-aș lua în brață, dar nu cred că mă acceptă. Eu zic să-l strigați. Sunteți mamă. Nicușor! Ce faci asta, mamă? Ce faci asta? Spune adevărul. Lasă-l pe tata în pace. Lasă-mă să-ți iau în brață. Lasă-l pe tata în pace, că tata e un laș. Mamă, Nicu, vine aici. Nicu, hai, îmbrățișează pe mama ta. Uite ce spun. Uite-te acolo. Uite-te acolo, mamă. Tata e acolo, da? Spune adevărul. Spune adevărul, mamă. Vezi, ești în brațele mele. Eu am venit să mă împac cu tine. Spune adevărul, mamă. Spune adevărul. Spune adevărul, ca să știe toată lumea ce s-a întâmplat și ce a fost în familia noastră. Spune mama adevărul, sunt aici lângă tine. Nu-ți mai fie frică de el. Nu mi-e frică, nici dar vreau să fie bine din nou. Nu-ți mai fie frică, mamă, de el. Lasă-l. Lasă-l că a trecut, s-a dus. Spune adevărul acolo. Spune ce ai de spus, pentru că acest om toată viața s-a comportat așa cu tine. Și uite în ce hal a ajuns. Spune adevărul, mamă. Spune adevărul. Nicușor, eu am venit să ne împăcăm. Spune adevărul, mamă. Eu am venit să ne împăcăm. Uite, eu mă împac cu tine și vorbesc cu tine acum pentru că simt că poți să spui adevărul. Spune adevărul, care este adevărul. Ce ai pățit alții ani și ce am pățit noi acolo în casă toți. Da, s-a înțeles, Nicușor, nu mai pune să repete. Ia, dați-mă în ce situație este acum. Se întoarce la tatăl tău. Tată, nu mai fi laș. Nu mai fi laș. Nu vorbi așa. Nu mai trimite pe mama. Nu-i vorbi. Nu mai trimite pe mama să fie ia țapă ispășitor. Nu mă trimite el, nu mă trimite. Nu mă trimise el. Da, ce? Nu. Am fost sunată de acces direct. Și de ce n-a venit tatăl nostru aici? Pentru că știi că el nu-i place pe tren. Așa? Îi place pe tren? Da. Cum? Nu-i place. Și ți-a spus să spui toate chestiile astea ca să... Spune adevărul atunci. Nu m-a învățat el nimica. Spune adevărul. Mai ții minte când mă luai tu de jos leșinat, bătut de tată? Nu mai știu, nu cred că te-a luat mamă, de jos. Mamă, adu-ți aminte când mă luai și ziceai de ce dă în tine așa și efectiv îmi dai pe rănile pe care mi le făcea din cap până în picioare? Mamă, adu-ți aminte și spune exact ce e de spus. Spune traumele pe care, spune de câte ori ai bătut-o pe sora noastră și o luai departe de pe unde era. Spune, mamă, că Iuliana știe. Spune, mamă. Spune tot adevărul. De ce să ascunzi așa ceva? Asta înseamnă iertare, mamă. Asta înseamnă, spune exact ce ai făcut. Spune exact ce s-a întâmplat. Spune exact prin ce traume ai trecut tu în copilăria ta. Spune cum ai fost închisă și ce ai făcut. Și ce s-a întâmplat și cum te-a bătut tata numai în cap în fața noastră. Asta spune mama. Pentru că dacă spui asta, te eliberezi. Înțelegi? Te eliberezi, mamă. De-abia atunci te vei elibera. Înțelegi? Înțelegi ce zic? Zi, mamă, înțelegi? Uite-te la mine. Mă înțelegi? Mă înțelegi, mamă, ce zic? Hai să ne așezăm. Hai să îmbrățișează. Ia un braț. Eu doar îmbrățișează. Să-mi liberare, mamă. Tu ești buiul meu. Tu ești buiul meu. Să mă fac după tine. Nu mă părăsi. Asta ți-a dat de păr, mamă. Nu mă părăsi. Spune tu ce ai pățit, mamă. Nu mă părăsi. Spune tu ce ai pățit. Pentru că așa te liberești și du-te și roagă-te la Dumnezeu. Mă rog în fiecare zi, mă rog. Roagă-te, spovedește, pentru că Dumnezeu e mare și te ajută. Mă rog și m-a rugat. Eliberează-te, mamă, de tot ce ai trăit. Înțelegi? Eliberează-te de tot ce ai trăit. Doar atunci vei putea să trăiești. Așa nu trăiești. Înțelegi? Când te vei elibera, de-abia atunci vei simți de fapt ce înseamnă iertarea și ce înseamnă credința în Dumnezeu. Înțelegi, mamă, ce zic? Zi da sau nu? Înțelegi? Zi. Nicușor, nu mai pot să vorbesc. Vorbește, mamă, vorbește. Acum poți, ne vede toată lumea, ești liberă. Nu. Ești liberă, ești copa, mamă. Poate, Nicușor, iartă-mă. Nu pot eu să mai vorbesc. O torturez într-un fel, iartă-mă. Păi până când atâta frică? Până când atâta frică, mamă? Asta simte. Nu, dar până când atâta frică, că asta e. De fapt, asta s-a întâmplat în anii ăștia. Păi da, dar ia să duce înapoi la taică tu, Nicușor. Ia stați jos. Ia nu-și mai aduce aminte. În psihologie e un mecanism de apărare. Când nu-ți mai aduce aminte de traumele. Sau eu nu eram acolo, eu nu eram acasă, eu nu l-am văzut bătut.
Mama. Se numește anulare retroactivă. Deci doamna chiar nu-și mai aduce aminte nimic, pentru că așa a putut să treacă peste. Te eliberez, mamă. Bravo, Nicu. Asta trebuia să faci de la început, să-i pup mâna mamei, așa cum... Uite și mama ție, doamne, ce m-a impresionat. Eliberează-te, mamă. Nu mă părăsi. Dar nu forța, Nicușor. Poate nu poate acum, doamna. Asta trebuie să faci. Lasă-o mai încet. Lasă-o mai încet, pentru că oricum este prima dată într-un studio. O iei la tine acasă? Păi, nu poți să și atunci, dacă tu spui că acolo e un agresor, o trimiți în gura lupului, ia gândește că ești bărbat acum. Știu foarte bine ce se întâmplă. Păi... De asta vă spuneam ieri. Știu foarte bine ce se întâmplă. Păi da, dar ea se duce înapoi acolo, Nicușor. Știu. Uite, eu l-aș ruga pe tatăl Leonard, sau cum ai spus? Leonte. Leonte. Pe tatăl tău, pe domnul Leonte, dacă poate, măcar pentru liniștea noastră, pentru liniștea acestei femei, pentru liniștea tuturor. Oricum, acum știu familiei. O țară întreagă. Sunați-ne. Uite, nu vă știe nimeni, nu avem imaginea dumneavoastră, nu vă putem repera. I-am venit eu. Dar sunați-ne, 021-9222 este numărul de telefon scurt. Nu eu am apelat. Și spuneți-ne că, că o să se schimbe totul din ziua asta. Și chiar că vă cereți iertare de la fiul dumneavoastră și de la soția dumneavoastră pentru agresiunile la care i-ați supus, pentru violența pe care ați avut-o în comportament ani întregi și de care acum poate vă căiți. Cred că ar fi bine ca măcar acum să vă audă și soția dumneavoastră și băiatul dumneavoastră și fata care e acolo de parte. Ar fi frumos să răspundă. E foarte greu să schimbi un comportament. Că vă pare rău și că vă dați seama că ați făcut rău fără poate să vă puteți opri sau să vă puteți controla. S-a schimbat? Adică nu mai bea, nu mai este agresiv? Nu mai bea deloc? Poate a mai îmbătrânit, mai bătut? Nimic. De 5 ani trăiesc foarte bine cu el. Și atunci de ce vă e frică să spuneți adevărul, doamne? Nu mai vreau să spun ce a fost. Ce a fost, întoarce-mi, a fost, dar rememorează. Dânsa vrea să împace familia asta. Da, de asta vine, pentru împăcare. E nevoie de psiholog aici. Măi, o fi nevoie, dar vreau să zic eu ceva ție. Și ceea ce se întâmplă aici este mult mai grav decât vezi tu. Tu vezi, Nicule, doar aparențele. Sunt convinsă, dar mi-este milă de mama ta și cred că ăsta e sentimentul pe care îl avem toți aici. Milă de amândoi. Și cred că și oamenii de acasă și mamele de acasă, adică nu forța un moment pe care un lucru. Nu simte și în al doilea rând, la întrebarea, dacă tu poți să-mi imaginezi, că am văzut multe, poți să-mi imaginezi, nu trebuie să trăiești ceva ca să poți să-ți imaginezi cum... Ai trăit tu, nu trebuie să fi trecut și eu de prin asta. E că fiecare dar... dintre noi vedem problema prin prisma noastră. De asta trebuie tu să ieri ne... ai spus. Până când nu vă spuneți în față ce aveți de spus, și bune și rele, până când nu vă cereți iertare, până când nu vărsați, cum se zice, tot sacul ăsta de necazuri, nu o să puteți rezolva nimic, o să țineți în voi toată durerea. Eu l-am întrebat-o ei acasă pe mama. Asta se face într-o emisiune de televiziune, adevărat. Nu poți să iei pe mama ta acasă și măcar o noapte să stați voi doi. La tine să vorbiți. Să vorbiți voi doi, lucru pe care nu o să le puteți spune. Bine, vrei aici. Să te împaci. Măi, tu ai interpretat greșit, Mara. Cum adică vreau să mă împac? Era vorba de împăcare, de luat în brațe. Asta te-a întrebat Mirela. Dacă ceva. Ar veni părinții Mara, tăi aici, te-ai, v-ați Mara, împăca? Ascultă-mă ce spun. Tu nu știi povestea. De fapt, totul s-a întâmplat pe ocolite. Deci și eu nu mai vreau să, ca în momentul de față să mai expun viața mea unor situații. Înțelegi? Pentru că odată ce o expun... Mă întorc păi în aceeași, puțin, în aceeași bucle deci care am fost. Deci tu că tu nu mai vrei să te împaci cu mama ta? Nu, eu nu mai vreau să mai fii implicat în viața mea, pentru că au fost implicați până păi acum. Păi nu îi mai implici, dar îi respect. Vă sunați, vă îmbrățișați și eu cred că poți să ții pe mama ta o noapte la graniță. Tine să vă povestiți și apoi să plece mâine cu trenul la casă. L-ai transmis mesaj la cameră. Voi nu știți ce am transmis, că o iau acasă? Aseară, nu neapărat. Măi, Nicușor, ești om în toată firea, nu poți să pui o limită. Le spui până aici, mai departe viața mea proprie, nu vreau să vă implicați. Ascultați-mă, nu se poate... Ai mai încercat să faci asta? Da, să impui limite și să nu poți? Pentru că ei, în momentul de față, au încercat să ia legătura cu viața mea și nu mai permit asta. Adică cu iubita, tu ai o iubită acasă, da, cu care locuiești. Da, am încercat să ia legătura. Am înțeles și nu vrei ca ele să se întâlnească, nu știi normal. Ce se poate adică, întâmpla. Dacă tu nu cunoști o femeie, de ce să vii peste ea să-i trimiți mesaje? Bun, hai să facem așa. Cred că a fost greu. Au fost ani grei, foarte, foarte grei, de care tu zici că te-ai eliberat, încă nu te-ai eliberat, încă te simt încărcat. Și poate că nu o să te eliberezi niciodată. Dar dacă mama ta a venit până aici, dacă ți-a spus, Nicule, nu mă părăsi, a spus-o cu lacrimi în ochi, înseamnă că ea vrea să se schimbe. Înseamnă că ea vrea să-ți fie o mamă și o bunică pentru nepoții ei. Știi ce vorbeam ieri? Despre victimizare?
E asta se întâmplă acum. Și nici nu-l voi dar mai de ce e? Măi, fii atent ce spun. Tu ești interpret. În folclorul, în folclorul românesc, cred că 50% din cântece sunt despre dragoste. Cu și despre mamă. Și restul despre mamă. Dacă tu, în costum Bara. Popular acum, cu toți telespectatorii acasă, crezi Bara. Că te mai aplaudă vreo mamă când îi spui maică-ti, nu te primesc o noapte măcar, pierzi mult la imagine. Concentrează-te la ce spun eu, că pierzi la imagine. Treaba ta, că nu-i mamă. Că nu știi despre ce vorbești. Da, ok. Ascultă-mă ce spun. Atunci când mama ta ia legătura cu... Se vede de deja viitoarea soacră și spune, dar ce e copilul dumneavoastră? Cum vă permiteți să ziceți că e copilul dumneavoastră? Deci deja a intrat în viața mea. S-a întâmplat să intre o dată în viața ta. Mamele mai fac asta. Dar dacă de acum încolo tu i-ai spune, uite mamă, te rog să înțelegi că viața mea are o limită și ar înțelege și n-ar mai suna, ai putea să ai o relație normală ca de la mamă la fiu? Cum e firesc, doar de fapt, să pui lucrurile în care nu mai fi abuzuri. Tu știi că am discutat lucrurile astea Adriana. Înainte. Ia asta spune, se mama la ta spune că nu se va mai băga da, și că exact, nu va mai deranjez, chiar dacă nu vrea. O să-i dai o șansă, încă o șansă momentală. Mamă, răspunde la întrebare. Pentru ce-și cer iertare? Dacă crezi că ți-am greșit. Dacă crezi că ți-am greșit. Vedeți? Despre asta spuneam. Dacă crezi că ți-am greșit. Atunci spune-i tu cu ce ți-a greșit. Dar nu trebuie să-i spun eu, trebuie să vină de la fiecare. Doamnă, dacă nu era coronavirusul ăsta, eu mă ridicam acum și vă îmbrățișam cu toată puterea facem pe care o am. Facem așa. Facem așa, dar considerați că, că vă da. Îmbrățișez. Mi-e tare milă de dumneavoastră. Asta vorbeam mie, despre asta vorbeam mie. Și eu și Mirela am plâns în momentul, adică nu știu, mi se pare așa, mi se pare prea mult. Trebuie să treceți peste trecut. Să treceți peste trecut, important e să redeveniți o familie cu noi reguli și cu multă dragoste. Vezi ce spune mama dacă ta, că ea e gata să pice în genunchi în fața ta. Eu asta am făcut acum un an de zile. Eu cred că asta este o mare mărturie. Adică e o mare ea îți demonstrează că îi pare rău. Deci, chiar dacă nu poate să-ți spună asta, exact cum vrei tu să auzi. Exact asta am vorbit ieri. Și asta am descoperit în 3 ani de zile. Deci abuzurile nu încetează. Eu acum un an de zile am încercat să stau de vorbă cu ei și nu am reușit să vorbesc cu ei. Uite, acum poți să vorbești cu ei. Măi, dar nu te supăra. Eu am văzut documentare cu oameni care au pătimit și au avut toată familia ucisă în lagăre naziste și au avut puterea la întâlnirea cu călăii lor să-și ierte și tu nu-ți ierți mama că te-a bătut când erai mic? Deci nu e vorba de asta, Mara. Nu este vorba de bătaie când eram mic. Este vorba de ce s-a întâmplat... Că a sunat-o pe eventuala ta cuscră și i-a zis că nu-și băia în toată viața mea. În tot ce s-a întâmplat în viața mea de până acum. Cred că tu nu ești cel care iartă. Tu nu poți trece peste ceea ce ți s-a întâmplat. Bun, tu zici că ea se victimizează, Nicule. Tu o cunoști mai bine. Poate mama ta manipulează acum opinia publică, o manipulează pe noi toți cei de aici. Tu o cunoști. Dar poți să jur. Dar eu cred că o mamă, dincolo de forța de manipulare, de distorsionare a lucrurilor, are... În primul rând e mamă. Are suflet de mamă, are iubire necondiționată și că dacă ea a venit până aici să vadă o țară întreagă, ea să spună că se pune în genunchi în fața ta și te implore, nu mă părăsi, eu cred că lucrurile astea le-a făcut că își dorește să renoade relația cu tine, sigur, cu niște limite pe care tu le impui și pe care cred că ea le va respecta. Uite că în râde lui se pare că nu anula. Îmi dați voie mie să simt asta în timp? Dar de ce? Acum nu simți? Totuși. E mare lucru că mama ta a venit aici. Adriana. Putea măcar să-i mai dai o șansă. Dar i-am dat nenumărate șanse. Și vei mai da de acum încolo? Da, dacă simt asta și văd că abuzurile încetează și totul se liniștește. Dar cu ce te-au mai abuzat ei, nu știu, în ultima lună? Nu ne mai citim mesaje. Uitați mesajul ziua mea. Acum, 37 de ani, când te-am născut, măi băiatule, îmi pierdusem viața și colegii lui tati, tu mi-au donat sânge să mă revin la viață și tu acum îți bagi joc de mine, nu știu cu ce. Dar Dumnezeu Iisus și o să-ți dea mare pedeapsă ce ai făcut tu cu noi la București, să-ți fie rușine de ziua ta și să stea poliția numai pe capul tău și la fata care a ales să stea cu tine, doresc-o bine din lume și multă fericire, Dumnezeu mi-o arată și mie. Deci mi-o arată și mie Dumnezeu, chiar dacă tu nu mi-o arăți. Arată și mie și îmi zice, asta e nora ta, că și tu ai ascuns-o de noi și ai mințit ce ai vrut tu. Eu îți doresc ție cum faci cu noi, așa să facă bunul Dumnezeu cu tine. Bun, o mamă supărată, o mamă care s-a simțit părăsită, anulată. Iau așa, Nu mai. În primul rând că ne trebuie acordul ei, este mesageria voastră privată, deci nu... Nu, este dar de ce nu spui ce ți-am trimis aseară? Ce mi-ai trimis aseară? Iubesc. Că te pup și te iubesc.
Păi, bun, Nicușor, îi mai dai o șansă mamei tale? Spune-ne acum, nu că simt manipulare. Îi mai dai o șansă? Nu-i manipulare, am vrut să ne împăcăm. Cu o singură condiție, ca de acum încolo să simt că nu se mai bag în viața mea. Asta e ideea. Doamnă, Nicule, nu vă mai băgați în viața lui de cuplu, de nimic, iubire. Nicule, ai și tu o melodie de mamă? Ai pregătit pentru altă melodie de mamă? Da. O melodie de mamă, să eu cânt mamei tale. Te-a întrebat ceva, Adriana, ai văzut? Ce te-a întrebat? Vă mai băgați în viața lui? Nu. Între el și iubita lui, vin pe aia soție. Îi promiteți? Nu vă uitați la mine, uitați-vă la el. Că el asta își dorește. Gata, să nu mai sunați pe iubita lui, să nu-i mai impuneți. Mi-am sunat-o, i-am spus, știu că ești într-o relație cu Nicușor Micșoniu. Atât i-a scris. Și mami a spus? Dar n-ar fi firesc ca tu să te duci cu iubita la mama ta, să... Dar nu mai vreau să trăiesc ce am trăit înainte. Nu trăiești, Nicușor. Înainte a fost niște... Nicușor, pe de altă parte, mama ta este o victimă. Trebuie să vină și... E frică să se ducă acasă. Ascultați-mă ce spun. La un moment dat a vrut să-i dea cu papucul în cap, adică... Bun, haideți, dacă am venit aici să reluăm toate traumele, nu rezolvăm nimic. Eu am crezut că am venit să le uităm și să ne împăcăm. Nu e vorba. Credeți-mă că nu știți despre ce este vorba. Sunt convinsă că sunt foarte multe, dar din moment ce ea își dorește împăcare... De zile. Nicu, din moment ce ea își dorește împăcare și tu îți dorești o reluare a relațiilor, cât de cât civilizate, hai să rămânem la stadiul ăsta. Și mă lăsați pe mine să simt asta? Dar bineînțeles că pe tine te lăsăm.